doamna Lidia, mă numesc Ana. Sunt de la compania Surprize la domiciliu. Astăzi sunteți omageată și cu această ocazie avem un mic cadou pentru dumneavoastră. Țineți vreo cuțelă. Așa, sticlă cu șampanie. Și torta. Vă dați seama la cine deja? Nu stai inscripție? Eu am un mesaj pentru dumneavoastră. De la cine e tăpă? E daua. De la fete, eu nu știu. La cine? Dar mușa să spui. Ai un flăcău? Așa ne spui. Dar ți faci spui de la cine? Spui. Dragă mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri atunci când a trebuit să ne învățăm lecția de viață. Puterea și dragostea ta ne-a îndrumat și ne-a dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. Am zburat departe, dar suntem mereu cu gândul și inima la cei dragi de acasă. Azi, de ziua ta, îți dorim multă sănătate. Iar această zi să fie cea mai frumoasă zi din viața ta și să te bucuri de ea alături de cei dragi. Precum sunt florile gingășe, soarele luminos, apele limpezi și zvoarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă. În tot restul vieții să ai parte numai de oameni buni, oameni care să te respecte, să te stimeze și Domnul să te păzească de toate primejdele. La mulți ani, scumpa noastră, cu drag din partea copiilor și nepoților, din depărtare. Mulțumesc! Și dacă aveți și un mesaj pentru ei să transmiteți ceva... Te doresc doar sănătate și mulțumesc că m-au felicitat. Și aproape de mine. Da.